E posibil ca România să ajungă în scenariul negru în care trebuie să închidă lumina. Asta dacă nu se vor construi noi centrale de producere a electricității. Este avertismentul directorului Hidroelectrica. Legislația clară și birocrația simplificată, de asta am avea nevoie să evităm asta ca să se întâmple. Discutăm și chiar acum cu directorul Hidroelectrica, Bogdan Badea. Bună seara, domnule Badea! Bună seara! În Comisia de Anchetă Parlamentară privind cauzele prețurilor mari la energie ați declarat acest lucru. România va ajunge în scenariul apocaliptic în care stingem lumina dacă nu construim urgent noi centrale. Cât de posibil e acest scenariu dacă nu se schimbă nimic? Aici cred că avem șansa să ne organizăm din timp. Suntem la începutul de drum în ceea ce privește tranziția energetică, însă un orizont 2030, dacă pare îndepărtat acum, din punct de vedere al timpului în care se pot realiza investiții de anvergură care să asigure tranziția de la un sector în care încă depindem de 20-25% de combustibil fosil către un sector 100% verde, în contextul provocărilor birocratice pe care le-am analizat inclusiv în comisia de anchetă, nu este un orizont foarte îndepărtat, gândindu-ne că numai procesul de avizare pe anumite proiecte care au o anumită perioadă de implementare mai lungă și cu o serie de provocări tehnice, durează 4-5 ani de zile. Și de aceea am dorit să atragem atenția că pentru a putea fi pregătiți în anul 2030 pentru ceea ce se va întâmpla, pentru ceea ce ne-am asumat în cadrul Green Deal, trebuie să ne apucăm acum de treabă, pentru că altfel, odată ce retragem 20-25% din capacitățile existente din producție, din sistemul energetic național, trebuie să fim pregătiți în același moment să punem la loc ceva. Vreau să vă dau un singur exemplu. Vă rog. Nu ne putem baza astăzi doar pe consumul pe care România îl are undeva la 55, poate 60 de terawatt-oră. Trebuie să ne gândim că foarte mulți producători de automobile au anunțat că din anul 2030 nu vor produce decât automobile electrice. Dacă facem un calcul simplu și ne gândim ce înseamnă o simplă încărcare de baterie la toate automobilele pe care le avem în România ca automobile electrice, veți observa că vorbim de jumătate de teravat. Într-o analiză, sigur, grosier făcută, un teravat oră înseamnă un plin pentru fiecare mașină din România care ar fi electrică la acel moment. Asta înseamnă că cel puțin 10-15% din actualele capacități ar trebui crescute. Și atunci vorbim de investiții de peste 40-50% din actuala capacitate de producție. În acest sens, trebuie să avem pragmatism în acest moment, să luăm deciziile care trebuie să le luăm, să umblăm la legislația astfel încât să ușurăm foarte mult partea de avizare, să intrăm cât mai repede cu investițiile în faza de execuție. România are, de obicei se întâmplă acest lucru, noi niciodată nu suntem pregătiți, deși vorbim de 2030. Spuneți-mi, domnule director, dumneavoastră sunteți director la Hidroelectrica de mai bine de un an. De câte ori v-ați oprit în birocrație? Dați-mi un exemplu concret și cine este de vină? Concret, de unde nu vin aceste avize? Nu cred că este cazul să spunem că este de vină X sau este de vină Y. Am pus pe masa Comisiei de Anchetă o serie de spețe în ceea ce privește în special partea de avizare și procedurile de protecție a mediului. Au fost spețe foarte concrete în care Guvernul României într-o anumită perioadă a declarat anumite investiții de interes strategic, s-au alocat bani, s-au executat lucruri, după care ulterior, tot în altă perioadă, Guvernul României declară un SIN Natura 2000 și pe actuala legislație există loc, foarte mult loc de interpretare în sensul în care acum ar trebui stopate acele investiții. Cu toate că ele sunt strategice conform primei hotărâri de guvern. Sunt o serie de incoerențe legislative pe care le-am adus la cunoștință. Am venit și cu niște propuneri pentru clarificarea acelor aspecte care conduc la timp incomensurabil de obținerea unor avize, pentru că există și o practică neunitară, în special în zona obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu. Este foarte greu să știi de la început, când te ocupi de o investiție, cât durează un studiu de evaluare adecvată. De ce pentru retehnologizări care presupun înlocuirea unor echipamente vechi cu echipamente noi, avem nevoie de un studiu de evaluare adecvată, și asta în contextul în care amenajările hidroenergetice, clădite de români acum foarte mulți ani de zile, au creat habitate naturale și au făcut posibile declararea unor arii protejate, tocmai prin prisma faptului că s-au realizat aceste acumulări care au schimbat în bine, zic eu, mediul și au încurajat dezvoltarea atât a faunei și florii. Sperăm cei de la Ministerul Mediului să audă ceea ce ați spus în această